În mitologia greacă, Ahile era fiul lui Peleus și al lui Tetis. Când s-a născut, oracolul i-a profețit că fiul lor va muri în război. Ca să-l protejeze de moarte, Tetis l-a dus la râul Styx, râu presupus că are puteri vindecătoare. L-a prins de tendoanele de călcâie și l-a cufundat în apă, ținându-l de călcâie. Astfel, trupul lui Ahile, îmbăiat în râul Styx, a devenit invincibil, cu excepția locului de unde Tetis l-a ținut. Locul unde degetul mare și degetul arătător a acoperit călcâiul a rămas punctul lui sensibil. Sigur, mai târziu, în bătălia pentru Troia, o săgeată trasă de Paris l-a nimerit exact în călcâiul lui, în punctul lui sensibil, lucru care i-a pricinuit moartea. Episodul acesta din viața lui Samson vorbește despre călcâiul lui Ahile, punctul lui vulnerabil, o slăbiciune fatală în ciuda unei tării generale. După ce am văzut în primul episod un început promițător pentru Samson, l-am văzut cu oarecare dezamăgire în episodul al doilea. Am văzut un nazireu superficial, care ia chemarea lui Dumnezeu cu superficialitate. Pentru ca mai apoi să-i vedem comportamentul delicvent. Un om care umblă condus de faptele firii mai mult decât de Duhul. L-am lăsat pe Samson cu Duhul întremat și numit judecător peste popor. Povestea lui continuă în felul următor. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. De ce a plecat la Gaza? Vreo 56 de kilometri sud-vest de Țorea. De ce a plecat la Gaza? Ce anume îl împingea în afara teritoriilor lui Dumnezeu? Din nou se aventurează în locuri periculoase. Nu știm motivul exact al plecării lui Samson la Gaza, pentru că nu este scris acolo, negru pe alb. În schimb, putem face niște deducții. În tot ceea ce urmează, nu se menționează niciun scop al vizitei lui la Gaza, ci doar plonjonul lui în destrăbălare. Nu-l vedem având o misiune politică, socială, economică sau militară, de la care să fie returnat. Îl vedem doar într-o călătorie de plăcere, turism sexual, foarte la modă și în zilele noastre. Astfel, îl putem suspiciona pe Samson de o oarecare viclenie spirituală. Merge la Gaza, împins de dorințe nelegitime, ca să nu fie văzut de popor. Vrea să păcătuiască nevăzut de ai săi. Merge incognito, de bună voie, pe teritoriul inamicului, deși era o persoană publică, aflată pe lista neagră a filistenilor. Dintr-un început, oare nu ne regăsim și unii dintre noi într-o astfel de gândire? Când pofta zămislește, dezvoltă și planul de a o împlini. Cât mai departe și cât mai neexpus celor cunoscuți. Și noi suntem persoane publice din punct de vedere spiritual. Numele noastre sunt cunoscute în lumile spirituale. Este periculos să ne strecurăm pe teritoriul inamic. S-ar putea ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească unora dintre noi. Poate sunt unii care chiar acum sunt într-o etapă în care își dezvoltă planul de a satisface niște dorințe nelegitime, dezonorante pentru omul lui Dumnezeu. Acolo a văzut o curvă. Pentru Samson, călcâiul lui Ahile erau femeile. Tare înaintea bărbaților și slab înaintea femeilor. Ce înțeleg de aici? Înțeleg că ispitele nebiruite dintr-un început ne vor birui ele pe noi la urmă. Așa că întrebarea pentru noi poate fi: care este punctul meu slab? Dacă Samson ar putea sta de vorbă cu mine
acum, din perspectiva unei vieți trăite și plătite cu vârf și îndesat, cred că primul lui sfat ar fi: identifică-ți cu toată sinceritatea punctele slabe și ia măsuri. Niciun om nu poate birui un păcat pe care îl admiră în secret. Samson avea antecedente. Vă aduceți aminte de femeia din Timna? Am văzut la Timna o femeie. Astfel și-a început viața Samson. Cu aceste cuvinte: am văzut la Timna o femeie. Și-a continuat-o tot așa. Niciun om nu poate birui un păcat pe care îl admiră în ascuns. Această scenă are un mesaj puternic pentru oricare dintre noi. Care sunt păcatele pe care le admir în secret? Care sunt acele păcate la care te gândești, ți le imaginezi, le justifici, le întreții în mintea ta pentru că îți plac, pentru că îți sunt dragi? Dumnezeu se folosește de acest eveniment din viața lui Samson ca să ne vorbească nouă, să ne întoarcă din drumul pe care poate am început să pășim. Dacă Samson s-ar fi oprit la a văzut, deznodământul vieții ar fi fost diferit. Dar textul ne spune: el a și intrat la ea. Dacă s-ar fi oprit din drum, deznodământul vieții lui ar fi fost diferit. Dacă te oprești din drum, acum, deznodământul vieții tale va fi altul. Dacă nu, nu. Aplicația versetului 1 din capitolul 16 este imediată și evidentă, puternic subliniată mereu în Sfintele Scripturi. Și anume, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, ca să folosesc exprimarea din Proverbe, capitolul 7. Și haideți să duc mai departe acest capitol 7 din Proverbe. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-ți-le la degete. Scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii: tu ești sora mea, și numește priceperea prietena ta. Ca să te ferească de nevasta altuia, de străinea care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpări. Și după un întreg dialog, textul se încheie în felul următor. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care se pogoară spre locașurile morții. Samson nu a ascultat aceste cuvinte. În Noul Testament, Pavel reia ideea și o pune în cuvintele lui. Trupul nu este pentru curvie, citesc din 1 Corinteni 6. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea?
Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Samson n-a ținut cont de aceste cuvinte înțelepte. Și povestea lui se derulează mai departe. S-a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis, când se va lumina de ziua, îl vom omorâ. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui în fața Hebronului. Samson îi ia prin surprindere și pleacă cu porțile cetății, cu amândoi stâlpii și cu zăvorul lor, până pe vârful muntelui din fața Hebronului. Nu se știe clar, nu reiese clar dacă acest munte este un deal de lângă Gaza, de unde se vede spre est Hebronul, sau dacă Samson a dus efectiv porțile până lângă Hebron, asta ar însemna vreo 60 de kilometri. Probabil prima variantă. Probabil un deal lângă orașul Gaza, de pe care se vedea Hebronul. Pentru că nici nu era nevoie să le ducă 60 de kilometri. Mesajul era transmis. Umilința era făcută pentru cei din Gaza. Observați, nu ni se mai menționează cum că Duhul Domnului a venit peste el. Nici aici, nici mai târziu în viață. Am putea spune că admirarea înascuns a unui păcat întristează și mai apoi stinge Duhul. Oare nu asta i s-a întâmplat și lui Samson? Ambele expresii, întristarea și stingerea Duhului, le găsim în Efeseni și în 1 Tesaloniceni, în contextul îndemnurilor de a trăi în curăție morală, în neprihănirea și în sfințenia pe care o dă adevărul. Neascultarea de Dumnezeu conduce inevitabil la întristarea și mai apoi la stingerea Duhului lui Dumnezeu din noi. Cochetarea cu păcatul, admirarea lui înascuns și trăirea în neorânduială îndepărtează Duhul de la noi. El nu poate trăi într-un templu necurat și mânjit. După aceea, povestea lui Samson continuă. După aceea, a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. După ce fusese descoperit în Gaza, se pare că nu mai are de ce să se ascundă. Reputația nu-l mai interesează și se implică într-o relație de durată și la vedere cu Dalila. Nu înseamnă că a locuit la ea, ar fi fost în pericol, la fel ca și în Gaza, ci mai degrabă o vizita periodic. A iubit o femeie în Valea Sorec, sugerează o perioadă de anumită durată. În loc să se căiască în urma umilinței suferite la Gaza, a reputației stricate, Samson se predă, spiritual vorbind. Nu se gândește la statutul lui de om închinat Domnului, de conducător al poporului și nici la exemplul negativ ce îl poate constitui pentru popor. Ce scenă tristă din nou! Ce delăsare descurajatoare! Samson este un prizonier, este sclavul propriilor pofte. Oscar Wilde zicea mai în glumă, mai în serios, pot rezista la orice, cu excepția ispitei. Cuvintele acestea îi se potrivesc lui Samson ca o mânușă. În novela sa Cei trei Edward, Thomas Costain relatează povestea ducerului Reinald al III-lea,
un duce din secolul al XIV-lea, din ceea ce astăzi se cheamă Belgia. Obez fără măsură, Reinald era supranumit Crassus, adică grasul. După o ceartă violentă, fratele mai mic al lui Reinald, Eduard, complotează împotriva lui și îl detronează. Eduard nu-l omoară pe Reinald, fratele lui mai mare, ci doar îl deține într-o manieră perversă. Eduard construiește o cameră în jurul lui Reinald, în castelul Neukirch, și i-a promis că în momentul în care va putea părăsi camera, îi va reda titlul și proprietățile uzurpate. Acest lucru nu ar fi fost dificil pentru majoritatea oamenilor, pentru că camera avea mai multe ferestre și o ușă de dimensiuni aproape normale. Iar niciuna dintre acestea, ferestre sau uși, nu erau încuiate. Problema era dimensiunea lui Reinald. Pentru a-și recâștiga libertatea, avea nevoie doar să slăbească. Dar Eduard își cunoștea bine fratele mai mare, așa că în fiecare zi îi trimitea o varietate îmbietoare de mâncăruri delicioase. Și astfel Reinald creștea în dimensiune și nu se putea strecura pe ușă afară. Când a fost acuzat de cruzime, ducele Eduard a răspuns: "Nu, fratele meu nu este prizonier, poate părăsi camera oricând dorește." Reinald a petrecut în camera aceea 10 ani și nu a fost eliberat până când Eduard a fost ucis într-o bătălie. Dar deja sănătatea lui Reinald îi era ruinată și a murit la sub un an după eliberare. Reinald, prizonierul propriului apetit. Samson era prizonierul propriului apetit, sclavul propriilor pofte. Viața lui se derulează mai departe cu alte învățături pentru noi. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: "Înduplecă-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint." Tactica ne sună familiar, nu? Filistenii au aplicat-o și cu câțiva ani înainte, cu femeia din Timna. De ce aplica aceeași tactică? Din lipsă de creativitate? Nu cred. Ci ei știau că acesta este punctul vulnerabil al lui Samson. Acesta este călcâiul lui Ahile în ce-l privește pe Samson. Știau că așa au mai reușit să-i afle secretele. Îi știau tiparul de ispitire. Lecția pentru noi este clară. Fii alert la tiparul tău de ispitire. Recunoaște-l imediat și nu te lăsa prins în joc. Refocalizează-ți atenția și cere ajutorul lui Dumnezeu. Vegheați și rugați-vă, ne spune Domnul Iisus, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râfnă, dar trupul este neputincios. Mă întreb, cât de orbit trebuie să fii să nu observi că ai mai trecut pe acolo cu câțiva ani în urmă? Sau dacă și-a adus aminte Samson, și mai grav, cum de intră în joc și cochetează cu ispita? După cele 3 încercări ale Dalilei, tot nu-și dă seama cu cine are de-a face? De 3 ori se repetă același scenariu și tot nu-și dă seama care sunt planurile ei ascunse? Observați cum de fiecare dată se apropie tot mai mult de adevăr. 7 funii noi neuscate încă. Funile seamănă cu părul. 7 funii noi neîntrebuințate încă. Pentru că în al treilea rând să spună: părul prins în 7 șuvițe împletit în urzeala țesăturii. A
Acesta este procesul căderii pentru fiecare dintre noi. Încet, încet dezvălui tot mai mult. Încet, încet te dezgolești înaintea celui rău. Lecția de viață? Satisfacerea nesăbuită a poftelor întunecă judecata și îți slăbește voința. Câte deosebire de alt nazireu chemat la o lucrare măreață. Ci mă port aspru cu trupul meu, zice Pavel, și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Continuarea istoriei lui Samson spune așa: fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și i-a zis. În loc ca eșecul din prima scenă de slăbiciune să fi fost învățătură de minte, Samson se lasă înduplecat din nou de insistențele unei femei. Sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Ce cap de pod avea deja cel rău în inima lui Samson? De unde venea această neliniște de moarte? Din lupta chinuitoare ce avea loc în inima lui? Pe de o parte, inima și trupul erau lipite de Dalila. Pe de altă parte, mintea îi spunea că ceea ce face nu este bine. Numai o astfel de tensiune poate să genereze o neliniște de moarte când ești rupt în două, între ceea ce știi că trebuie să faci și inima și trupul nu-ți dă voie. În lipsa Duhului Domnului, resursele tale ajung la fundul sacului și sufletul ți se umple de o neliniște de moarte. Nu te lăsa înduplecat la rău, indiferent cine îți face invitația și cât de insistent este. Îndemnul lui Dumnezeu este neliniștitor de radical și este exprimat în Deuteronom 13. Neliniștitor de radical, dar nu-i de joacă cu lucrurile acestea. Ascultați-le! Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta ta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți te ațâță în taină zicând: haidem să slujim altor dumnezei, să nu te învoiești și să nu-i asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să se facă așa pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Apoi mă întreb, cum de nu a simțit că cineva îi rade capul? A fost adormit cu ceva? A fost băut? Posibil. Oricum, răspunsurile au o valoare secundară. După ce rade capul, istoria lui Samson continuă astfel. Atunci i-a zis: filistenii sunt asupra ta, Samson! Și el s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Și ascultați cele mai triste cuvinte din Scriptură. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Samson își pierde mai mult decât părul. Pierde însăși prezența lui Dumnezeu. Nelegat cu funii, liber din punct de vedere fizic, dar fără putere, pentru că Domnul se depărtase de el. Vedeți? Puterea lui consta în prezența Domnului cu el, nu în pletele lui. Dovada pentru astfel de afirmație? El se trezește, fără păr fiind, și știind că puterea nu-i stă în păr, zice: voi face ca mai înainte și mă voi scutura. Dar nu știa că Domnul se depărtase de el. Lecția de viață?
când ai predat și ultima redută. Nu te mai aștepta ca Dumnezeu să mai stea cu tine. Nu mai are unde. Ai cedat și ultimul petec de pământ celui rău. Oare nu cumva și în unii dintre noi se dă ultima bătălie? Ultima redută stă să cadă? Dacă va cădea, nu te aștepta ca Domnul să-ți mai fie alături. N-ai nicio șansă. Apoi mi se pare interesantă observația următoare. În versetul 20 se menționează că Domnul s-a îndepărtat de el, nu Duhul Domnului. Oare această distincție să aibă ceva de zis? N-aș vrea să încarc prea mult această subtilă demarcație. Dar observ că până în acea ultimă clipă, până în acea ultimă zi când el își predă și ultimul bastion al nazireatului său, până în acea ultimă clipă avea o putere nemaipomenită, fie că Duhul era cu el, fie că nu. Puterea lui îi rămăsese. Până în acel ultim moment, când cedează și ultima redută, ultimul semn al nazireatului său. Ce înțeleg de aici? Înțeleg că venirea Duhului Domnului peste el era pentru cercetare, mustrare, îndreptare, călăuzire, nu pentru a-i da puterea pe care el o avea. Puterea avea din pricina faptului că Domnul în persoană era cu el, încă nu-l părăsise, deși îl umilise pe Dumnezeu în repetate rânduri, dacă ne putem exprima așa. Și astfel, observați, explicațiile din episoadele anterioare legate de sensul versetelor care pomeneau că Duhul Domnului venea peste el, capătă mai multă forță. Când îi se spune că Duhul Domnului venea peste el, venea cu acest scop, să-l îndrepte, să-l cerceteze, să-l mustre. În acele cazuri, Duhul Domnului l-a călăuzit în ce privește misiunea lui. L-a mustrat în viile din Timna, în ce privește călcarea nazireatului. L-a mustrat în ce privește furia lui și planul de omucidere a celor din Ascalon. L-a cercetat și întărit în confruntarea directă cu armata filisteană. Acesta este rolul Duhului. Exact rolul Duhului Sfânt pomenit în Ioan 16:8. El, Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Așa trebuie înțelese acele expresii. Duhul Domnului a venit peste el, nu ca să dea forță să facă răul, ci ca să-l cerceteze și să-l oprească. Lecția de viață? Dumnezeu nu ne abandonează până în ultimul moment. Atâta vreme cât omul păstrează și cea mai mică legătură cu Dumnezeu, se pare că Dumnezeu îi stă aproape și nu-l părăsește. Aceasta se cheamă îndelungă răbdare. Îndelungă, nu veșnică. Un capăt are, așa că trebuie să băgăm bine de seamă. Dumnezeu întotdeauna oferă omului o perioadă de grație în care Duhul îi vorbește. Neascultarea omului îl întristează. Stârârea în păcat îl stinge pe acest Duh. Dar perioada de grație mai poate continua până când predai și ultimul bastion, când ai făcut-o. Nu-ți mai rămâne nimic. Unde te afli în acest proces? Oare să fie o vorbire a lui Dumnezeu pentru cineva? Un avertisment? Un ultim avertisment? Fiecare știe în dreptul lui. Povestea lui Samson are ceva de comunicat și în acest sens. Omul nu mai se ia aminte. Paul Harvey, un realizator de programe radio, povestește cum se practică vânătoarea de lupi la eschimoși. Se ia un cuțit bine ascuțit și se înmoaie în sânge. Apoi se lasă la înghețat. Apoi se înmoaie din nou în sânge, formându-se un ostra de sânge care se lasă la înghețat. Și procesul acesta se repede de câteva ori până când cuțitul arată ca un sloi de gheață însângerat. Apoi se împlântă cu mânerul în zăpadă și este lăsat acolo. Lupii simt mirosul sângelui
și se îndreaptă spre sloiul de gheață, plin de sânge. Și încep să lingă cu sete, să se hrănească. Gheața se topește foarte repede, numai că imediat cum se topește, lama ascuțită a cuțitului taie limba lupului. Astfel că, dintr-o dată, lupul începe să-și lingă propriul sânge, în timp ce sângerează, își înghite sângele. Și lupul stă și mai mult sânge și mai mult sânge, până când, practic, tot sângele din corp se scurge și slăbit cade la pământ. Eschimoșii vin doar și își iau prada. Figurat vorbind, la fel a procedat și Samson. S-a desensibilizat la păcat, s-a lăsat înrobit de pofte și apoi orbit de păcate. Nu este tulburător? Samson a păcătuit prin vedere și în final și-a pierdut ochii. De ce tocmai ochii? Nu puteau să-i se taie membrele? Acolo era forța lui în membre, nu? I s-au scos ochii. De ce? Pofta ochilor l-a condus la pierderea lor. Mândria a fost sămânța, umilința publică a fost recolta. Puterea i-a fost renumele, lanțurile, urmările. Istoria lui Samson continuă așa. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii. L-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Lecția de viață? Complacerea în păcat orbește, înlănțuie și macină. Sau în cuvintele lui Iacov, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Pilda lui Samson nu este spre imitare, ci spre ferire. Ea nu apare pe paginile Scripturii ca să spunem: ei bine, oameni suntem, ce așa de grav, mai cădem și noi. Dacă vrei să gândești astfel, ca să justifici viața de păcat, atunci viața lui Samson trebuie luată la pachet. Pregătește-te și pentru scoaterea ochilor, pentru consecințe asemănătoare. Episodul 4 se încheie tragic. Samson, judecătorul de temut, devine un patetic înveliș uman, care bâșbuie prin viață în sunetul lanțurilor, un clown chel pe teritoriul dracului. Mă tem că acesta este destinul tuturor acelora care se joacă cu păcatul. Oricine calcă legile lui Dumnezeu sfârșește prin a le demonstra, nu prin a le anula. Și totuși, mai există vreo speranță? Vom vedea în următorul episod.